Te salut în IT World. Hai să explorezi. Dacă avem un număr natural format din mai multe cifre, de exemplu, 42.531, așa cum am mai văzut, îl putem descompune în cifrele 1, 3, 5, 2 și 4. Putem compara aceste cifre folosind simbolul mai mare. 3 este mai mare decât 1 și așa mai departe. 5 mai mare decât 3, 3 mai mare decât 2, 5 mai mare decât 4. Și aveți toate relațiile înșirate aici. Observăm că în N nu există nicio cifră mai mare ca 5. Ei, în acest caz spunem că 5 este cifra maximă a lui N. Simplu, nu? Dacă unele cifre ale lui N sunt egale, nu se schimbă nimic. Adică putem compara cifrele sale și în acest caz. De exemplu, dacă N este 43.314, numărul N are doar 3 cifre distincte și anume 4, 1 și 3. Avem următoarele relații. 4 mai mare decât 1, 4 mai mare decât 3 și 3 mai mare decât 1. Faptul că unele cifre ale lui N sunt egale nu trebuie să ne deranjeze în căutarea cifrei maxime. Cifra 4 apare în N și nu găsim nicio cifră mai mare, deci putem spune că 4 este cifra maximă a lui N. Pentru a identifica valoarea maximă, aplicăm următorul algoritm. Presupunem că prima valoare este cea maximă. Dar bineînțeles că nu ne oprim aici. Continuăm compararea valorilor în felul următor. Prima valoare se compară cu a doua. Dacă noua valoare este mai mare decât cea considerată maximă până în momentul acela, în cazul acesta chiar avem această situație, 8 este mai mare decât 6. Și atunci max devine 8. 7 nu este mai mare decât max, deci max rămâne 8. Avem o nouă valoare. 9 este mai mare decât max. Da. Atunci max devine 9. Și în sfârșit, 8 nu este mai mare decât max. Deci max este în continuare și în final 9. Deci ce avem de făcut? Urmăm algoritmii pașii următori. 1. Presupunem că chiar prima valoare este max. Dar nu ne oprim. Verificăm toate valorile care urmează. Dacă o valoare este mai mare decât max, atunci ea va fi noua valoare max. Dacă nu este mai mare decât max, atunci max nu se schimbă. Și în sfârșit, dacă nu mai sunt valori de verificat, afișăm valoarea lui
Max. Trebuie să știți că această metodă, metoda identificării valorii maxime, este foarte des utilizată de programatori. Mai târziu veți învăța cum se determină maximul unui șir de valori citite de la tastatură. Metoda determinării valorii maxime este pe cât de simplă, pe atât de importantă în construirea algoritmilor. Haideți să construim o aplicație în Scratch. Alegeți un actor și setați un fundal care vă place. Citiți un număr natural N de la tastatură. Determinați și afișați cea mai mare cifră a acestui număr. La prelucrarea fiecarei cifre ale lui N, actorul să aștepte 3 secunde și să facă o mișcare. Haideți să proiectăm prima dată algoritmul. Ce am de făcut? Aleg un actor și un fundal. Creez variabilele N, în care voi stoca numărul natural citit de la tastatură, UC, în care voi urmări ultima cifră a lui N, și max, în care voi reține cifra maximă. Aleg puzzle-ul când se dă click peste guleț și construiesc programul Scratch pe baza următoarei schițe. 1. Citește un număr natural N de la tastatură. 2. Setează valoarea lui max la 0. 3. Repetă până când N devine 0, adică cât timp N nu este încă 0, să se repete următoarele instrucțiuni. A. Așteaptă 3 secunde. B. Setează UC la N mod 10, pentru ca UC să rețină ultima cifră a lui N. C. Dacă UC este mai mare decât max, atunci setează max la UC. D. Setează N la partea întreagă din N supra 10, ca să se elimine ultima cifră din N. E. Costumul următor. Actorul va executa o mișcare. Și aici trebuie să revenim la punctul 3, dacă N nu este încă 0. Și se repetă partea marcată cu galben până când N devine 0. 4. Se va afișa valoarea lui max. Haideți să construim această aplicație în Scratch. Alegem un decor. Savana, de exemplu. Schimbăm personajul. Ștergem personajul actual, dând click pe coșul de gunoi de pe pictograma corespunzătoare. Alegem alt personaj, de exemplu, Abby. Avem de creat 3 variabile. N, în care vom citi numărul natural, max, în care vom calcula cifra maximă, și UC, pentru a reține ultima cifră.
Aplicația va fi pornită cu click pe steguleț. Citim valoarea lui N de la tastatură. Pentru asta utilizăm puzzle-ul întreabă, schimbăm mesajul și afișăm N egal și așteptăm. Răspunsul introdus de la tastatură va fi stocat în variabila N. Setăm pentru început valoarea variabilei max la 0, adică presupunem că cea mai mare cifră este 0. După aceea avem structura repetitivă, repetă până când N devine 0. În primul rând, ca să reușim să urmărim mai bine schimbarea variabilelor, modificarea acestora în program, introducem controlul așteaptă și conform cerinței punem 3 secunde. Setăm variabila UC la N mod 10, pentru că știm că ultima cifră a lui N se poate calcula cu operația N mod 10. Trebuie să verificăm acum dacă această cifră este sau nu mai mare decât max. Avem structura dacă. Dacă UC, ultima cifră, este mai mare decât max, atunci va trebui să setăm valoarea lui max la această valoare UC. Dacă nu este mai mare, nu trebuie să facem nimic. Se păstrează vechea valoare pentru max. După prelucrarea ultimei cifre, trebuie să tăiem această ultimă cifră din N, adică să împărțim la 10 valoarea lui N și să luăm partea întreagă a rezultatului. Deci avem, setează N la partea întreagă din N supra 10 variabila N și scriem supra 10. Și mai vrem tot în cadrul acestui ciclu ca personajul, actorul, actrița noastră Abby să execute o mișcare după fiecare prelucrare a unei cifre. Pentru asta introducem puzzle-ul, costumul următor la finalul acestui nucleu, acestui grup de instrucțiuni care se repetă până când N devine 0 și nu mai avem cifre în N.
În final, va trebui să afișăm rezultatul, dar vrem să-l afișăm împreună cu un mesaj. Și pentru asta avem puzzle-ul alătură. Punem mesajul în față. Cifra maximă este 2 puncte. Și afișăm valoarea finală a variabilei max. Poate ar trebui să mărim puțin timpul de afișare. Hai să punem 10 secunde. Să urmărim cu atenție ce se întâmplă cu aceste 3 variabile. 457 de milioane 523.411. Introducem această valoare. S-a stocat în N. Ultima cifră este 1. 1 este mai mare decât 0, deci s-a reținut. Ultima cifră a devenit 4, pentru că se taie ultima cifră de fiecare dată din N. S-a reținut 4. Urmează 5. 5 este mai mare decât 4, se reține. 7 a fost mai mare decât 5, se reține. 5 nu este mai mare decât 7, nu se reține. 4 nu s-a reținut. Deci cifra maximă a rămas 7. Simplu, da? O ultimă rulare. 4.586.321.477. Număr și mai mare. S-a reținut ultima cifră 7, s-a reținut și în max. Următoarea cifră a fost tot de 7, apoi 4, nu este mai mare decât 7, apoi 1, nu este mai mare, 2, nu este mai mare, 3, nu este mai mare decât 7, 6, nu se reține pentru că nu este mai mare decât 7, 8, este mai mare decât 7 și se reține, 4, nu se reține și în sfârșit avem cifra maximă 8. Sper că ați înțeles acest algoritm. Încercați acum să creați o aplicație asemănătoare în care determinați cea mai mică cifră a numărului citit de la tastatură. Succes!